Echipa de handbal junior 2 a clubului CSU Suceava va lupta la Timișoara pentru o medalie națională. Cu victorii pe linie de la startul actualului sezon, echipa pregătită de Ioan Tăcaciuc și Vasile Boca a fost repartizată în grupa B la turneul final. Sucevenii vor întâlni LPS Vaslui miercuri de la ora 14, CSM Ploiești joi de la ora 14 și Politehnica Timișoara vineri de la ora 14. Din cealaltă grupă fac parte formațiile CSM București, Academia Mina Urbaia Mare, CSS Craiova și LPS Târgu Mureș. Primele două clasate în fiecare grupă se vor califica în semifinalele de sâmbătă. Am revenit de la Junior 1 și săptămâna asta ne-am antrenat chiar foarte bine și atmosferă foarte bună. Da, ne așteaptă un turneu greu, dar am încredere în echipă și consider că ne putem bate cu toată lumea și clar ne batem pentru medalia de aur, asta e clar. CSM București, am auzit și Târgu Mureș au echipă destul de bună și Baia Mare. Sunt multe echipe foarte bune în turneu. Sunt un turneu final foarte puternic, avem niște oponenți foarte buni. Sperăm să fie bine, să câștigăm medalia de aur. Sincer, nu mai am chiar așa mari emoții, din cauza că am fost și la J1 la turneu final. Înainte aveam, că nu prea aveam așa de multe minute jucate. Acum, de o vreme, de când am fost la lotul național, am prins minute și nu prea mai am așa mari emoții. Cunoaștem echipele cât de cât. Sunt colegi de-a noștri de la lotul național. Ce se mi-e București să fie mai puternici, Târgu Mureș, Baia Mare, Timișoara nu prea știm așa de bine, dar ne descurcăm. Este o atmosferă foarte bună, trebuie să fim foarte concentrați pentru turneul final și să meargă cât mai bine în joc. Ne-am mai întâlnit anul trecut cu Ploiești și am bătut destul de tare și cu CSM București, care sperăm să ajungem în finală cu ei. Noi sperăm să avem o șansă la această medalie, pentru că este foarte importantă pentru noi. Băieții de la Junior 1 au arătat că sunt o forță în handbalul românesc și sperăm să arătăm și noi același lucru. CSM-ul este singura echipă despre care știm mult mai multe. Am jucat în fiecare an cu ei finala, sunt o echipă foarte puternică. Târgu Mureșia este o echipă foarte puternică cu niște atacanți foarte buni. Și de Vasluiul, care are o echipă destul de bună și sperăm să fie la fel de sus ca noi și să aibă un rezultat destul de bun și în rest cam nimic. CSU Suceava se va baza la turneul final pe următorii jucători: Răzvan Râpă, Alessio Hălânduț, Claudio Zaharia, Codrin Dascălu, Andrei Marcu, Iulian Lupu, Andrei Rață, Rareșu Stafen, Daniel Popovici, Teodor Moșneagu, Luca Cazac, Teodor Ilucă, Justinian Dănilă, Alexandru Țivichi, Alexandru Radu, Ionuț Păscuț, Emanuel Șerban și Nicolas Zăpodianu.